Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 5-8 septembrie pentru locurile rămase neocupate la sesiunea din vară. În total, este vorba despre aproape 500 de locuri la buget și taxă, atât pentru studii de licență, cât și pentru masterat. Conform calendarului dedicat admiterii, începând de luni și până pe 8 septembrie, va avea loc înscrierea candidaților prin depunerea dosarului la sediul facultăților. Același calendar de admitere este valabil pentru studiile de master, candidații având la dispoziție 109 locuri la buget, 92 la taxă, dar și pentru învățământul la distanță, unde sunt disponibile 245 de locuri. Pentru toamnă, pentru sesiunea de toamnă, noi am scos la concurs și la admitere, bineînțeles, locuri la învățământ la licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță. La licență avem aproximativ 120 de locuri bugetate și încă pe atâtea locuri la taxă, la toate cele patru facultăți, iar la master avem și aici un număr de locuri, în jur de 110 locuri la buget pe care le scoatem pentru competiția din acest moment. Admiterea candidaților pentru programele de licență la USV din Iași se face pe baza notelor obținute la probele de bacalaureat. De asemenea, reprezentanții universității subliniază faptul că toți studenții își vor găsi un loc în căminele din campus. Căminele pot să înceapă cazările chiar de astăzi, deci s-au terminat pregătirile, inclusiv igienizările de rigoare vis-a-vis de igienizare un spațiu de locuit în comun, astfel încât momentul în care se declanșează cazarea, efectiv, adică începând de pe 15 septembrie, să putem caza în foc continuu. Amintesc că vom începe cazările pe 15 și 16 cu studenții în anul întâi, la toate facultățile, toate specializările, urmând ca în ultimele două zile, sâmbătă și duminică, să facem cazările pentru studenții de anii mai mari. Locurile admiterii de toamnă sunt pentru 17 programe de studii la licență, existente la cele patru facultăți: agricultură, horticultură, ingineria resurselor animale și alimentare și medicină veterinară.